Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu, împreună cu prefectul județului Alin Isuf și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, au semnat nota de fundamentare pentru proiectul hotărârii de guvern, ce va fi promovat în vederea alocării sumei de 15 milioane de lei pentru cheltuielile cu încălzirea locuințelor din sistemul centralizat al municipiului. În cursul zilei de ieri, la Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, împreună cu prefectul Alin Isuf și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, au semnat nota de fundamentare pentru proiectul hotărârii de guvern ce va fi promovat în vederea alocării sume de 15 milioane de lei pentru cheltuielile cu încălzirea locuințelor din sistemul centralizat al municipiului Drobeta Turnu Severin. Suma va fi alocată de Guvernul României, condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu, din Fondul de Rezervă Bugetară pentru anul 2023 și va asigura continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. Documentele au fost trimise deja la guvern și vor intra în viitoarea ședință, astfel încât banii să fie alocați în scurt timp. Îi mulțumesc prim-ministrului Marcel Ciolacu pentru că a răspuns solicitării noastre și sprijină municipiul Drobeta Turnu Severin, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu. Și de această dată Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta asigurând condițiile necesare pentru cetățenii din județ. Încă o dovadă a faptului că un județ poate să prospere fără încetare sub aripa protectoare a unei autorități implicate, plină de empatie față de semenii noștri.